joined as a free attendance here, because it was impossible for him to join as a regular student. So we had this, I had myself this opportunity to study with him for 5 years. La mulți copilinari în 98, eu fiind atunci student la Academia de Arte și din anii care s-a alăturat grupul nostru atelierului de pictură al Vlad Stihanos în calitate de liber ascultător, așa ar fi. Și noi am petrecut 5 ani împreună în cadrul universității și acest, cunoscându-l destul de bine, pot să spun că el a avut un parcurs mai diferit decât artiștii clasici, care de regulă merg la școală, pe la universitate, își continuă practica lor artistică într-un mod destul de previzibil, hai să spunem așa. Multe lucruri pe care Ghinadi le-a făcut, le-a învățat singur. Și până la universitate și după universitate. Și lucrările de azi, eu cred că sunt cumva parte a acestui parcurs de autoeducare pe care eu și l-a ales singur. During these 5 years of studies, I got to know Ghinadi quite well. And what I can say is that he didn't have a regular career of an artist. A regular artist who usually goes to school, then to university, and develops some kind of practice in a studio, or in a regular studio, regular studio-based practice. He somehow learned to do things by himself. Also before university and after the university, he had his own agenda and his own way of creating art. And I think this series of animation, which we'll see tonight, they're also a part of this process. Also, we don't have actually animation school in Moldova, so it's like another explanation why works look like they are. We can discuss later after the screening about this specific, the way they look. Și în contextul să ne reamintim că ducem lipsă și de o școală de animație. Mă rog, de film deja există, dar nu știu ce mă spune școala de animație prezentă la Moldova. Și toți cei care vor să facă animație, de fapt, sunt autoinstruiți. Cândva, în perioada sovietică, se autoinstruiau fotografii, că la fel, fotografia nu exista ca curs regular la Academia de Arte la Universitate. Ghinadi, te rugăm să ne spui câteva cuvinte despre, dacă poți să vii puțin mai în față, despre lucrările pe care le vom vedea azi și vă dau cu motivația pe care don't speak or understand Romanian, we will make some breaks during the screening to introduce some of the videos which lack subtitles because not every video has subtitles. But just now to introduce shortly. Seara mă bucur să vă văd, de bucur că m-a pus să ați găsit timp pentru subiectul ăsta, care, mă rog, e cumva cunoscut, dar totodată și e atât de recunoscut. Și am încercat prin mijlocul în animație acest mod de expresie, cumva accesibil pentru toți, de la mic, 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 până la mare, mare, mare. Proiectele de azi sunt cumva ca parțial coapte, parțial sunt în proces de, adică nu sunt coapte, dar odată ce am fost rugat, n-am avut prazul să refuz. Avem un bloc care eu îi zic documentar clasic, adică avem în spate mărturii al oamenilor reali care au fost deportați cu nume, au nume. Și blocul principal, da, care îl văd în final un lungmetraj. Prima proiecție este o istorie în sine, există un material pe care l-am făcut cu copiii din satul Țigănești, despre un sătean de-a lor care s-a întors din depătare, a supraviețuit și ei, practic, au făcut povestea
cutscene, după care le-am decupat împreună și eu ulterior le-am făcut animații pe baza desenului. Următorul este blocul documentar, povestea Ninei Tănase, Ștefan Cioban și Elena Severin. Elena Severin, să mă putem să spun două cuvinte pentru vorbitorii de engleză, pentru că nu are să putere. Și ultimul film este o improvizare de-a mea despre tema asta, Pisica Fenomenului, care cumva e bazat pe experiența mea cu părinții Loana, care a fost deportați. Cam asta. Ninii, care povestește despre covorul schimbat pe găleată cu cartofi. Alexandru e președintele Asociației Deportaților. Cine are curiozitate? În contextul noi toți suntem artiști, dar unii găsesc timp pentru asta mai mult. Da. Cu animația a venit cumva firesc din acumulare de alte cunoștințe sau nu, preocupări. Și cred că editarea video a fost cumva semnul cel mai direct că, uite, e posibil în condiții de casă, acum, la momentul actual, să produci niște animații. Dar practica ta artistică inițial a fost studiat pictură, apoi ai lucrat cu obiecte, da, deci cumva a fost foarte divers, așa. Cumva ține tot pe vizual, adică a fost desenul, propriu zis, după care pictura, cum a menționat Vladimir în atelierul Vecislav Fisticanu, după care treptat am migrat înspre neavând condiții de pictură, am migrat puțin spre lucruri accesibile, care cumva eu le zic spre zona de obiecte, obiect mixat, instalații, așa zis, instalații, după care începutul puțin să lucrez cu camera, după care trebuia montat materialul și cumva montarea cumva îți deschide ochii la anatomia, la molecula secundii și atunci vezi că e posibil să faci animații, nu neapărat condiție care va, nu știu. Era digitală, a deschis multe uși pentru animații, da. Și poți face. Și o etapă de performance în care
s-a mai întâmplat și niște, niște dani. Care fiind filmate, din câte înțeleg, tot a implicat camera liberă, a implicat montajul. Da, da. Și asta cumva a creat niște, o tranziție către zona animației sau e ceva cu totul o parte? Bine, cu totul nu, pentru că oricum tot în, 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 într-un loc se întâmplă, dar... Fidelitatea unui material, nu știu dacă ea e neapărat una obligatorie. Unii stau pe, pe, pe o anumită mod de expresie, bine, hai să zicem pictură, da, sau, sau arta performativă și stau bine mersi toată viața și fac lucruri, fac bine. Alții migrează. Nu știu dacă e neapărat. Cazul meu a fost unul, a migrat, nu știu, din, dintr-o anumită curiozitate care încă mai este un pic de curiozitate, a mai rămas către lucruri, neapărat noi, dar alte lucruri, da. A fost, cred că, și o etapă în care tu, ca lucrător al Muzeului de Etnografie, a stat o pus în anumite contexte, să lucrezi cu anumite materiale, cu anumite teme, poți un pic deschide parantezele în acest sens. Da, da, pe, pe, muzeul, la muzeu am fost angajat pe... Cumva suntem din aceeași comunitate, aici la Zeustri, Muzeul de Etnografie, aici cumva e, e cumva și zona muzeului. Muzeul se află în partea aceea și acolo am atelier. Sunt angajat ca restaurator, adică am, am treabă cu obiecte care au nevoie de, de, de ajutor, de susținere. Obiecte lemn, ceramic, din zona asta. Și m-am, m-am ciocnit cu, cu, cu partea asta a, a, a istoriei orale, a, a folclorului, a tradiției, a rusticului, care îl cunoșteam pentru că vin de la țară și cumva mi-e familiar, dar nu în măsura în care te apropie de un mod particular de lucruri, așa cumva mai... Adică îți ia mai mult timp, ești obligat, în cazul meu eram obligat să stau mai mult timp cu, cu niște lucruri în mână. Și odată, având, având timp și energie pentru asta, cumva trezește, trezește un soi de, de curiozitate. Îți, nu știu, devine altfel, devine altfel. E un puzzle, din, din, o mică secvență dintr-un puzzle care stă în spatele tău, lumea mare, da? Nu, nu, traduci? Da. Eu mă gândeam să, scuze, să facem, dacă vreau câteva gânduri și I'll try to resume. My first question was about the background of Gennady as an artist and his artistic practice. How come that he started doing painting, it evolved until animation, and it was actually quite interesting again way, because drawing, then he started painting, then in the context of the Museum of Ethnography, which is nearby here, he, where he started to work as a restaurator, restorer of objects, he got in touch with this universe of folklore, of this material heritage, Moldavian heritage, which also impacted his work, because he also started to work with objects, with materials like wood, which were specific, I think, for that specific, for that context. But beside that, he also practiced, Gennady practiced the performance, and usually performance is something you would need to feel and edit, and this creates also some transition to the digital world of technology, which is sort of got closer to animation as an opportunity. Basically experimented with this new dimension because it became available to all of us actually due to digitalization. It became something that everyone could actually try out. Poate vrei să spui cum a apărut tema de portelor în vizorul tău și cum ai ajuns la ea și ce ai, poate, pentru că filmele astea, înțeleg că e un rezultat a unei un lucru mult mai voluminos până la ele. Deci poate explici un pic partea asta din spate. Da, da. În cadrul muzeului făceam muncă de teren în sens că înregistram
video, făceam înregistrări în sate, cu oameni în vârstă care vorbeau despre tot felul de tradiții. Tot felul de tradiții. Și am dat de câteva ore de persoane care au fost deportate și mi-au părut istoriile lor cumva pentru mine. Eu știam de fenomenul ăsta de ridicări, de deportări, dar nu am avut ocazia. Și atunci am început să se pun într-o mapă separată istoriile lor. După care am avut o provocare de un bun prieten de-al meu, Iulian Fruntașu, hai să facem ceva în direcția asta, hai să înregistrăm oamenii. Și eu zic, eu deja am făcut ceva. Și uite așa am pornit, umblam pe la casă, pe la oameni, adică modalitatea de a ajunge la ei era destul de diversă. Putea fi, pur și simplu, întrebam de orice persoană care, dacă cunoaște pe cineva. Și tot timpul se găsea. Sau am dat de persoane care se ocupau prin raioane cu responsabili de și cu ei găseam mai mulți. Cumva s-am adunat în ultimii ani peste 100 de persoane care au fost. Montam o montare destul așa de superficială și după care le plasam, am avut un site de portări medie. La moment nu mi-e sper că să facem sau nu știu. Din interviuri, în momentul montării, tot timpul găseam unele secvențe care mi păreau gata ca dramaturgie. Și așa a apărut ideea asta de a face un material gen mozaic cu istorii povestite de oameni care pun în lumină mai bună fenomenul deportării, de la noaptea ridicării până la reîntoarcerea după 56 înapoi. Diferiți protagoniști în tehnica asta în care mi se pare că e bună pentru a reda lumea de atunci, da, aparențele de atunci, lumea materială de atunci. The next question was about how come he ended up doing work about this topic, and the history is again linked to his role in the Museum of Ethnography, which organized almost every week some kind of trips in the countryside, and they were recording people's stories, and they were documenting conditions and so on. During these research trips, the United would meet many people who were deported, actually, and they would tell their own story. And together with a friend, they decided to make a kind of even more systematic work, and they managed to collect over 100 histories, 100 people, which ended up on a website. Now it's not available, but hopefully it will be recreated. So this was the process, and based on some stories, Gennady intuitively felt a kind of dramaturgy which emerged from them, because even minimal editing would create some kind of very interesting situations, which he transposed in this technique, which again he finds specific for that particular period of time. The materiality that he uses is somehow speaking of that context. Poate chiar ne povestești un pic mai mult cum faci aceste figuri. Cât timp îți ia? Poate cât timp îți ia. Bine, hai să zicem un personaj, unul mediu, unul antropomorf. Copil mare nu contează, cam același timp ia. Eu cred că aș zice numai puțin de o săptămână de lucru la un personaj. Uneori și mai mult durează, dar cam asta e. Ele sunt toate în interior, au schelet, armatură, mai corect ar fi, din metale, e metal totul. Articulațiile sunt pe baza de bibili care sunt strânse între două plăci de metal și atunci ele permit mișcarea. Ele nu se rup, degetele sunt din sârme și foarte repede se rup. O scenă, două degetele se rup, trebuie să facă altă mână. Cumva asta e la bază. Restul, masa corporală o fac de obicei din burete, paralon, eu știu cum se zic. Uneori folosesc
fețele propriu-zis sunt din majoritatea sunt din lut polimeric care la prelucrare termică devin destul de dure. Ochii mergele folosesc materialul de nu mai știu cum se numesc fetele la afronță, cum se spune, colanță. Că e un material destul de dur și fin și de obicei fețele, vedeți, nu sunt netede, pentru că am vrut să se dau totuși alura asta de nu știu, de păpușă sau să scăp de netedul ăsta a păpușii din stop motion, care e, majoritatea e destul de netede, pentru că folosesc alt soi de material. În situația mea am vrut să le dau așa un pic de ascuțime, un pic de abrazivitate. Și restul, hainele, iarăși, mă documentez, pentru că vorba de haine de epocă, haine de militare, respectiv, din genul de armată, sau genul, nu mai știu cum să le zic. Învăț de mers, adică nu mai știu, nu m-a învățat nimeni cum construcția unui cibote sau construcția unui, nu știu, același automat. Mă documentez, folosesc materiale accesibile, lemn. Da, cam asta. Ia timp, e o chestie care îți mănâncă foarte mult timp. Eu uneori stau și mă ia groaza cât mai am de lucru. Ca să ne imaginăm câte figuri poate fi întors. Bine, aici sunt toate figurinele pentru animația cu povestea Elenei. Da. Mai este unul și este mașină camionul, care părăt eu la urmă, da. Acum fac a patra poveste, am deja, nu știu, vreo 6, vreo 8, dar ai jumătate de poveste. În cealaltă jumătate de poveste este vorba de vreo 10 familii, nu știu cum o să le fac. Ele stau toți într-o baracă, în întuneric, dansează. Da. So it takes quite a long of time to do one single figure can take up to a week, and it's usually based on a metal structure, which also needs to be flexible, not to break, and the specificity of the way he does them, he tries to make them differently than classical motion animation, which is very clean. Many photographs which overlap create the video movement. So every movement needs to be photographed. It's like many photos which you need to do. Next film he does like the fourth from the series of documentaries. He has 8 personages already, but he has to recreate some 10 more families in that situation. And it's like a challenge. De obicei, ca timp, în momentul când se face animația, când se fac filmările, undeva 6-15 secunde pe o zi de lucru. 15 secunde pe o zi de lucru. Da. Nu-i rău. Nu-i rău rezultat, 15 secunde. So if you make 15 seconds out of films during one day, it's a good result. Animația serioasă, industrială, cred că zic de 6 secunde că e bine, dar acolo sunt alte ambiții la mine cumva. It's not as ambitious as the industry, which produces around 6 seconds of film per day. But lăsăm publicul din sală să... Maybe you have questions? Sau poate
Da, animația independentă, asta cumva e o animație independentă, are practic un drum destul de clar, 2, nu știu, 3, nu cred, majoritatea 2 ani de festivale, adică este valabil pentru festivale. Eu am aplicat, cred că, la vreo aproape 80 de festivale. Practic n-am fost selectat nicăieri, doar cu excepția a 3 festivale din Grecia, care cumva, nu știu de ce grecii au abordarea asta, dar acolo am trecut. E festival care se întâmplă mai mult online și cumva cred că selecția este cumva mai ușor de trecut. Și unicul festival la care am trecut, spre marea mea uimire, a fost festival de film documentar din Sankt Petersburg, The Message to Man, Slanic Celovecu. Chiar a fost o surpriză pentru mine. În restul, țările astea în care cunosc problema, cum țările fost socialiste, sunt foarte multe festivale, sunt chiar festivale de film documentar, de animație, n-am nicio... Adică mesajele astea, mulțumesc că ați aplicat, mă încercați la anul viitor. Nu știu dacă interesul pentru tema asta cumva ar împinge. Eu recunosc că e calitatea animației, asta de dorit, e una amatorecească. Asta, eu cu asta am aplicat. Cu asta am aplicat, că restul sunt în proces de lucru. Mai am mult de lucru la el și probabil că la urmă se caută ajutor pe sunetul, pentru că e slab pe tot. Și poate, mă rog, mai văd cu montare, dar astea trei sunt cumva în proces și nu-i văd capul, lung durează. Trebuie de spus că tu le faci singur și cont propriu și nu ai fara ultimii lucrări, deci da. Toate au fost produse doar de tine și da, nu ai niciun suport instituțional pentru crearea lor. Da, este un... E pentru că lucrarea nu ai refuzat acest suport sau nu ai uitat să-l cauți sau nu a fost o... Bine, odată am aplicat proiectul ăsta într-o reședință în Danemarca, dar n-am trecut. N-au trecut proiectul. Mi-au zis că de tema e bună. Dar aici la noi, în țară, poate aici cineva... Nu. Doar prietenul tău, da. N-am încercat, nu am. Aici e o altă viață de om, ce trebuie să faci doar asta. Eu nu am abilități, una... Chiar mi-e straniu să, nu știu, că eu un lucru care îl fac cumva conștient, îmi dă, o fac cu careva doză de pasiune, nu știu, n-am... The question was about how to make it more visible, this kind of work, because it's very important for the context, and the answer is that as an independent film, it's usually shown first few years in the festivals, and then it's not anymore so solicited anymore. But after 80 applications, only some festivals in Greece, for some reason, selected this film, the last film, and also one festival in St. Petersburg, which for Gennady is kind of strange. And my other question was what kind of support he has here locally, because except the last film, all the rest he did individually on his own. He has no institutional support. Basically, if I understand right, you either need to do animation or to do applications and look for fun. You cannot do both of them. So for him, it's like a choice of doing animation. But vreau să prezentați un pic contextul mai larg al ideei importantă acest subiect, de ce trebuie să progresezi asta de proiect. Noi am avut și alte proiecte inclusiv despre problema Holocaustului, care la fel am avut în Moldova. Deci cumva ne interesează să readucem în discuție aceste subiecte mai sensibile, care nu prea se discută sau nu se discută cel puțin în contexte din astea mai contemporane, că ce nu considerăm un fel de centru de art contemporană.
statutul și definește, de fapt, ce este presiune politică în Republica Moldova pentru perioada 1917-1989. Deci avem mai multe tipuri de represiuni care, pe parcursul istoriei, au fost pe acest teritoriu. Bine, putem să le vorbim mult, dar putem să le grupăm în trei categorii. Deci ar fi o represiune politică, în sensul monial, represiune economică și represiune religioasă. Din perspectiva numărului, ați văzut că, într-adevăr, s-a vorbit despre represiunea economică, deci, dar înainte de acest val de deportări, a luat primul val de locul în 1941, deci atunci, odată cu ocuparea Basarabiei către Uniunea Sovietică, deci s-a proces la epurările etnice, întâi de toate, au fost deportați deci, acei care au fost în guvernare precedentă, inclusiv primar, preoți, deci primul val a fost în jur de peste 20.000 de oameni, dar la fel la categoria deci, represiunilor politice pot fi catalogate și cei în jur de 200.000 de oameni care au devenit refugiați, care s-au refugiat în România. Așa? Ulterior, în anul 46-47, deci, cunoașteți ce s-a întâmplat, foame de acoperire artificial. Deci, victime a acestei foame sunt în jur de 400.000 de oameni, dintre care 130.000, circa 130.000 au decedat. 130-150.000 au murit. Deci, ulterior, după această foame de acoperire artificial, deci, s-a proces la colectivizarea forțată. Deci, ați văzut, la final, inclusiv domnul Ghenadi a prezentat cele cifre ale celor de-al doilea val de deportări, în 1949, care sunt peste 35.000. Și ultimul val a fost cel mai micuț, a fost represiunile deci, religioase. Deci, minoritățile care, în mod special, martorul lui Fogă, deci, au fost supuse represiuni politice, deci, între cel de-al treilea val, în 1950. Dacă facem așa un sumar orientativ și puteți să calculați singur, prin valurile de deportări sunt în jur de să fie așa 60.000 de oameni, adăugăm 200.000 de refugiați, adăugăm 400.000 de victime ale foametei, deci avem ușor peste 600-700.000 de oameni. Deci asta fără de persoanele care au fost mobilizate forțat în armata sovietică. Pentru că, conform dreptului internațional, Uniunea Sovietică nu a avut dreptul să folosească tinerii în scopul armatei. Deci, dacă mai calculăm și aceste cifre, deci, ușor ajungem la un 25-30% din întreaga populație, a fost victime directe. Pe parcurs, deci, ultimul film a fost foarte relevant, ca să înțelegem acea analogie cu... Deci a fost fantastic care cred că și-a tras concluziile, dar pentru mine a fost relevant ca să înțelegem că și cei care au rămas aici, la fel au fost supuși anumitor represiuni, care noi vom afla ulterior, probabil. Plus la asta să mai dau și traume psihologice și așa mai departe. Deci anul 2024 e foarte important pentru comunitatea noastră și chiar vreau să mulțumesc domnului Popescu pentru munca asiduă care a depus-o și pentru efortul colosal de abnegație și voluntariatul de care de ce da dovadă. Este o muncă enormă, titanică și într-adevăr foarte utilă și mă bucur că sunt foarte mulți tineri. De ce? Fiindcă anul acesta, după multe eforturi, a fost aprobată o curriculă opțională, potrivit care vom copiii, deci în clasele a 9 și a 12, vor putea să cunoască mai multe despre represiuni. Deci este, a fost aprobată o curriculă opțională pentru studierea crimelor represiunilor, deci comuniste. Și să știți că acest șir de filmulețe ar putea fi foarte util pentru profesorii care vor decide
să predea, deci, acest obiect facultativ și pentru copii, ca să înțeleagă mai ușor trauma prin care a trecut astfel, în test, nu rămâne și ei traumatizați, de pe urma studierii, deci, materialelor care sunt. Voi încerca să rezum. For me, it's also new information, so I don't know how to process it, but shortly, the Mr. Kostika represents the Association of the former deportees' rights. And he himself is a lawyer, and he says that there is a law in Moldova which catalogizes this forms of repression in a specific way, like the repression that took place between 1917 and 1989. And there were several waves of exiles. What we saw in videos were mainly for economical reasons, because people exiled for some economical reasons. But the first wave was actually a political form of repression, when all those people who served the previous regime, and these are mayors, these are priests, these are people who had a specific function in the previous regime, they were first deported. Also, there was the war, Second World War, which created around 200,000 refugees who fled Moldova to Romania, if I understand, who were also sort of affected by the new regime. Not because of the war, because of the invasion, because of the annex, because of Vasilevia was annexed to the USSR. So during the annexation. So this was before officially the war started. This is a kind of, it's a direct victims of annexation, not of the, that's very important. So during annexation, these 200,000 people decided to leave the country. There was another wave. So what we see actually is 49 wave of deportees, but there, before it, there was famine, officially created famine, which between 46 and 47 impacted around 400,000 people who were starving, and out of whom around 130,000 to 150,000 died during that period of time. And what we see is mainly referring to deportations from 49, but there was one more wave in 51 which touched upon religious movements. And some of these movements were also repressed. So overall, it's like huge numbers which reach up to 700,000 people, mainly, maybe, of people who suffered from repressions. And that at that time was about 25% of the population. So it's like huge as a phenomenon. And in 24, there is like an important decision by local authorities adopted to by the Minister of Education to make this kind of history more known, especially in schools. And Mr. Kosik is thankful to Gennady for his effort of making this film, because maybe this kind of materials could be used by teachers in schools to communicate it in a kind of more emphatic way, because otherwise it's like it can traumatize you in history files. Deci, la moment, avem în viață, deci, dacă să luăm anul 2001, așa undeva, oficial erau în jur de 100.000 de oameni cu statut de victime de represiune politică, că erau majoritatea în viață. Astăzi au rămas în viață 6.300 de oameni. Deci dacă în 1999 erau, deci statistici, erau răspunsuri, statutul de victime de represiune, aveau 100.000 de oameni. Care sunt cetățenii Republicii Moldova. So there were around 100,000 people who fit in this category of repressed victims that were repressed by the Soviet regime. It was in 1999. Then today, maybe 6,000
Dar noi am discutat cu, dacă nu mai sunt întrebări, am vorbit și cu domnul Ghenadi, va fi lansat și un site care veți putea vedea și sunt mai mult de 100, pare mi se. Domnul Ghenadi a realizat mai mult de 100 de interviuri foarte interesante, cu durata de 30 și pare mi se până la o oră jumătate sunt. Sunt și peste două ore, peste în două părți, plus sunt câteva, cred că de la 6 minute, 6-7 minute cel mai scurt, până la... Vă dați seama de importanța acestui resurs, pentru că oamenii deja nu mai sunt pe lumea aceasta, inclusiv și Nina Dânsă, pe decedată, cum o urmă. Cât de important să culege aceste informații la timpul. Cu Vasile Vieru s-a... Chiar dacă aveți această posibilitate, să încercați să aflați mai multe detalii despre rudele dumneavoastră, inclusiv să realizați un interviu, pentru că e foarte important pentru posibilitate. Da, ziceam de prima animație făcută cu copiii pe istoria lui Vasile Vieru. L-am intervievat toamna în 2018 și în 2019 nu mai era în viață. În primăvară s-a dus și noi vara am făcut materialul. Deja nu mai era în viață. Sunt în vârstă totuși. Își iau istorie cu dânsi. Lumea zice că nu poți lua nimic cu tine. Da, îți poți lua propria istorie. Deci nu mai ai cum să o dai. Dacă n-a fost cineva curios. Acum e simplu că toți au telefoane. Și toate telefoane, majoritatea telefoanele au poți înregistra. Dar unii nu vor să vorbească, alții zic că nu are rost, s-a trecut. M-au diferite situații când... Majoritatea sigur că a fost deschisă. Da. Adică iau motivele lor de ce nu. Dar unii din ei, din contra, vreau să vorbească, dar proprii copii nu i-au lăsat. Da. Sunt situații diferite sunt. Bine, dar aici cu frica e o situație destul de reală, fiindcă sunt bine, chiar dacă este această lege specială, până la momentul de față, majoritatea, nimeni, nu cred că există în Moldova o familie care a fost supusă represiune politică, a confiscat toată averea și să le restituie integral tot și s-a luat. Doi la mână, deci sunt în viață la moment, inclusiv, deci, persoane care au participat la deportări. Adică de partea asta de barcadă care a fost infiltrată în structurile de securitate. Și noi putem... Bine, au fost și în Parlament, inclusiv până în Parlamentul Republicii Moldova, până în anul 2000, mai ales timpul Voronin, au fost persoane care au avut un background foarte bine atașat față de structurile de securitate, din fost de securitate. Vă dați seama că... Putem? Și până în prezență. Și până în prezent. Sunt inclusiv, acestea au fost cele mai mari valuri, dar sunt mișcările de rezistență care au fost formate și în anii 65, și în 80, 85. Persoanele erau condamnate, dar trimise deja de data asta, nu mai puteau să condamne așa de ușor. Și diagnostic cel mai frecvent după anii 80 erau șizofrenie, boli psihice și persoane care erau cât de cât pentru renaștere, pentru bine, pentru independența țării, erau trimise la spitale de psihiatrie. Și avem și categoria asta de persoane care la fel sunt victime ale presiunilor politice până în 1989. Și vă dați seama că cum ar putea să vorbească acea persoană, atât timp cât în Parlament este persoana cu pensie foarte generoasă, din costă securitate, și el a rămas doar cu acea ștampilă că el este bolnav psihic. Asta e într-adevăr. E o traumă care nimeni nu s-a preocupat să o tratezi până la momentul de față. Și de asta noi și avem acest sindrom de frică, de inferioritate și creștem în continuare cu să o tratezi. Complicated. Not everyone wants to speak, or maybe they want to speak, but their children don't let them speak.
part of the other members in Moldova. Yeah, so they were from the old nomenclature, and their past takes them directly to those structures which created this occupation. And also repression mechanisms didn't stop in 51. It existed also throughout Soviet period when some movements for